Aseară, un pasnic de vânătoare a anunțat poliția din Petrila că în zona Taia, la aproximativ 500 de metri de locuințele oamenilor din acea zonă deluroasă, se află un urs viu, adult, prins de picior într-un laț format dintr-o sârmă oțelită, laț folosit de braconieri. Paza locului în care s-a aflat ursul a fost asigurată pe toată durata nopții de jandarmi. Până când, medicul veterinar care a tranquilizat ursul a sosit la fața locului, i-a obloșit rana superficială de la picior, după care i-a dat drumul. Mai greu este acum pentru polițiști, care trebuie să prindă autorii infracțiunii de braconaj. În acest caz, poliția orașului Petrila a fost sesizată cu privire la faptul că un urs a fost prins într-un laț în apropiere de zona Taia, mai exact la aproximativ 500 de metri de locuințele persoanelor din zona respectivă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, atât de poliție cât și de jandarmerie. Practic, colegii jandarmi au asigurat paza locului pe durata nopții, iar în această dimineață un medic veterinar a tranquilizat animalul, a stabilit că starea acestuia de sănătate este una bună, motiv pentru care a fost eliberat în natură. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de braconaj cinegetic și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a fost comisă această faptă și, bineînțeles, pentru luarea măsurilor față de cei care se fac responsabili.